Bună seara, dragilor! Bine ați venit la nouă întâlnire. În seara aceasta ne-am propus să discutăm despre un viitor eveniment, cel care va începe pe Asociația Numerologilor din România, mai exact luni, pe 21 februarie. Și am ținut să facem acest live pentru simplu fapt că poate unii dintre voi, atunci când văd evenimentele de pe site-ul asociațianumerologilor.ro, se gândesc: mamă, trebuie să cunoaștem numerologie sau trebuie să avem, nu știu, anumite informații corespunzătoare. Ei, drept urmare, am făcut acest live pentru că evenimentul care începe luni pe 21 februarie, Pregătește-ți adolescentul pentru viață, este într-adevăr un curs care, singurul de fapt, care are abordare psihonumerologică și este dedicat părinților de adolescenți, dar nu necesită să aveți cunoștințe de numerologie, veți dobândi toate cele necesare în timpul cursului. Și pentru că nu puteam să fac interviul cu altcineva decât cu Adriana Nicolae, care va susține acest curs, ce va avea 5 întâlniri, timp de 5 săptămâni, practic, în fiecare luni. Corect, Adriana? Nu. Deci 5 întâlniri în care aveți și ocazia să cunoașteți, iar pe parcursul timpului dintre întâlniri, practic, să și lucrați. Cei care nu o cunosc deja pe Adriana, ea este președintele Asociației Numerologilor din România, este membru fondator, mai exact, al asociației, iar Anatol este președintele onorific al Asociației Numerologilor, asociație care își propune să aducă numerologia pentru toți, să spunem așa, pentru a cunoaște, pentru a descoperi și, cum spunem noi, viitorul aparține celor care dețin informația oarecum. Așa e, Dar inclusiv Adriana, oportunitățile. da, dar Adriana, dincolo de toate, este psiholog, este jurnalist, este numerolog, chiar dacă nu spune prea des, are o vastă cunoaștere și în latura aceasta de numerologie și vastă cunoaștere în partea de lucru cu copiii și cu adolescenții, chiar pe site-ul ei, adriananicolae.ro, dacă nu mă înșel, puteți să descoperiți mult mai multe informații. Dar până una alta aflăm de la sursă. Adriana, spune-ne, te rog, ce ți-ai propus prin acest curs, așa, plecând de la titlul Ajutor pentru părinți cu adolescenți. Bună, Alexandra, mulțumesc pentru invitație. Cu drag. Adolescenții sunt într-o perioadă foarte importantă în viața lor. Este o perioadă dificilă, atât pentru ei cât și pentru părinților. Este ceva ce mă pasionează. Lucrez de ceva timp cu părinții de adolescenți și cu adolescenții din școli și în practica privată. Dacă stăm să ne gândim, copilul este proiectul de viață al părintelui, al adultului aflat în rolul de părinte și este ideal să nu experimentăm pe el, să nu testăm pe el, ci să ne pregătim din timp ca pentru orice proiect pe care îl avem în profesia noastră. Și chiar dacă la muncă pare totul simplu, în viața de părinte este dificil pentru că la muncă primim ofișa postului, primim sarcini, cum anume să ne gestionăm Nu proiectele, dă nimeni ce o sarcină, avem. o fișă de părinte. Ne descurcăm bine cu managementul proiectelor la serviciu, însă în calitate de părinte așteptăm o fișă de post care nu ne este înmânată, așteptăm sarcini care nu sunt trasate bine și în același timp nu ne permitem foarte mult să greșim și ne și speriem foarte tare. Ideea acestui proiect este izvorâtă dintr-o nevoie de a fi alături atât de adolescenți cât și de părinți, pentru că spuneam că sunt în ambele părți, sunt speriați, sunt confuzi, nu știu cum anume să abordeze perioada aceasta. Foarte mulți abia așteaptă să treacă, părinții abia așteaptă să treacă perioada de adolescență, deși este o oportunitate imensă atât pentru ei cât și pentru copiilor. Și pericolul este că dacă relația acum este cumva nu este bine Deteriorată. gestionată, dar nu e bine gestionată, foarte greu se va repara mai târziu, pentru că este un moment în care adolescentul așteaptă de la părinte să se comporte matur și are nevoie de un astfel de reper. Este echilibrul lui în viață. Într-o lume în care totul se schimbă și presiunea este imensă pe el, să fie într-un fel,
să spună anumite lucruri, să acumuleze o anumită informație, cunoaștere. La școală presiunea este mare pe adolescenți, în grupurile pe care ei le au, presiunea este de asemenea de a fi conform cu grupul și de a nu ieși cumva într-o evidență aparte, și atunci cumva este o perioadă de care se tem și ei și părinții în egală măsură. În proiectul acesta este cumva îmbinată atât perspectiva numerologică cât și cea psihologică, cum ai zis și tu, în sensul că vom aborda numerologic adolescentul și vom interpreta vibrația interioară, vibrația socială, cea globală și cea a destinului, și vom vedea care este potențialul lui nativ. Vom vorbi despre ciclul de 9 ani, despre compatibilitatea pe care el o are cu părinții, pentru că relația pe care el o construiește cu părinții, de fapt, este fundamentată atât pe diferențe cât și pe asemănări. Și din asemănări, cumva, ne este ușor să relaționăm cu copilul nostru, dar din mai greu cu diferențele. Exact. Și să nasc conflicte, să nasc tensiuni. Aceste diferențe au un potențial de separare a relației, de deteriorare, cum spuneai și tu. Însă, dacă părintele cunoaște tot ceea ce adolescentul nu arată într-o manieră prea vizibilă, sau dacă ne gândim că este într-o perioadă de formare, nici nu avem așteptări ca el să se exprime atât de bine, astfel încât noi ca părinți să înțelegem tot tumultul din viața lui, și voi completa cu o perspectivă psihologică și vom discuta despre cum anume își poate identifica nevoile, dorințele, fricile, cum se poate raporta părintele la toate lucrurile acestea și cum își exprimă ei diferit afecțiunea și regretul în momentul în care greșesc, pentru că suntem diferiți și suntem obișnuiți să relaționăm exact așa cum suntem noi, din structura noastră, și ne așteptăm ca și celălalt să știe și să ne livreze informația tot așa cum o așteptăm. Numai că știm foarte bine că tinerii sunt foarte diferiți, ne raportăm diferit la această generație care s-a născut după 2000. Este o diferență enormă pe care o vedem și în matrița copiilor. Comunicarea pe care noi ca părinți trebuie să o avem este diferită de cea pe care la rândul nostru părinții au avut-o cu noi. Și dacă părinții nu vor fi prezenți și nu vor fi deschiși la o schimbare de poziție, la o schimbare de tabără, și se vor poziționa în tabăra opusă, adică vor sta alături de toți ceilalți, de lumea care cere adolescentului să devină, să devină, să performeze, le va fi foarte greu să mențină relația, pentru că presiunea este foarte mare pe copii. Vedem că și mass media exercită o presiune enormă ca ei să fie într-un anumit fel. Problemele cu care ei se confruntă din punct de vedere emoțional sunt destul de mari, mai ales acum în contextul pandemiei. Au crescut enorm cerințele, în primul rând. Exact, și cerințele, și separarea pe care ei au avut-o de grupul de prieteni, contactul pe care l-au avut foarte diminuat, i-a afectat foarte mult. Și atunci, în aceste momente, chiar au nevoie de părinții lor, pentru că este exact cadrul stabil din care ei pot să iasă, pentru că părinții privesc această perioadă ca fiind una de revoltă, de rebeliune, însă e important să ne aducem aminte că și noi am avut la rândul nostru revolta noastră, momentele noastre de rebeliune. Am fost acolo, cum se spune. Momentele, exact, am trecut prin asta, și tocmai pentru că am trecut prin asta este firesc să le venim în ajutorul și tinerilor noștri, pentru că mai bine decât noi n-are cine să-i înțeleagă și suntem singurii care pot să le ofere un sprijin. De fapt, de asta au și nevoie, pentru că vedem că și părinții se plâng și adolescenții se plâng că nu sunt ascultați. Nimeni nu face nimic. Da, se plâng că nu sunt ascultați, adolescenții zic, părinții nu mă ascultă, părinții zic, copilul nu mă ascultă, numai că sunt sensuri diferite. Când adolescentul spune, părinții nu mă ascultă, el nu se referă la să-l asculte părintele și să facă ce spune el, ci chiar să-l audă în ce trăiește și să înțeleagă că și lui este greu, deseori nici el nu știe ce simte, deseori nici el nu este capabil să-și
gestioneze emoțiile sau să-și găsească cuvintele potrivite, părintele de cealaltă parte se găsește în postura în care își pierde autoritatea, pentru că până acum copilul a ascultat și a fost cu minte și era minunat și era cooperant și acum se vede brusc, fără nicio pârghie de control și se sperie și din frică lucrurile degenerează foarte repede. Spuneai că părinții au nevoie să facă o schimbare. Cred că până la schimbare necesită deschidere. Uite, spre exemplu, deschiderea de a urma un curs, de a citi o carte, de a vedea anumite metode prin care să ajungi la copilul tău. Și după aceea cred că putem vorbi de schimbare. Odată ce ai această deschidere și înțelegi lucrurile, cu siguranță schimbarea va veni de la sine. Accentuez un pic ideea aici pentru că mulți sunt reticenți în fața schimbării și văd așa ca pe fiind un bau-bau schimbarea. Schimbarea vine de la sine în momentul în care accesezi o anumită cunoaștere. Până la urmă accesezi anumite instrumente, cum sunt și acestea pe care le oferi tu. Într-adevăr, anumite instrumente cărora le vezi utilitatea în practica imediată, pentru că în momentul în care se folosesc de potențialul nativ al copilului și vor ști ce anume să-i ceară, ce anume să nu-i ceară, pentru că nu are de unde să le dea, le va fi foarte ușor să se raporteze la el și astfel tensiunea scade. Și într-adevăr, ei nu și înțeleg bine copiii și pentru că nici copiii nu sunt pregătiți și nu au maturitatea necesară, sunt în formare să își exprime toată intensitatea emoțiilor. Părintele vine oricum obosit, sunt mici trucuri pe care le poate învăța astfel încât să nu escaladeze conflictul, dar, exact cum spuneai, schimbarea vine mai repede în momentul în care văd cum anume, rapid, să se raporteze la copil într-un mod diferit față de până acum, pentru că timpul este foarte scurt. Ei nu au practic la dispoziție o perioadă îndelungată în care să învețe cum să se raporteze la adolescență, la perioada aceasta dificilă. Se văd dintr-o dată, peste noapte, în fața unui copil care le răspunde, devine, cum spune ei, obraznic, numai că este o interpretare doar a comportamentului. Copilul nu a devenit obraznic. Eventual, comportamentul lui nu este potrivit. Și atunci ei, pentru că nu-și mai recunosc copilul, se sperie și zic, dar ce să fac? Care mai sunt acum metodele prin care eu pot relaționa cu el? Pentru că cu adolescentul nu mai merge nici cu pedepse, nici cu țipat și este brusc lăsat fără, cum spuneai și tu, fără instrumente cu care să gestioneze relația. Numai că cel mai puternic instrument este să-și cunoască copilul și prin intermediul acestui curs, ei într-adevăr vor vedea cum anume să se raporteze la felul în care copilul este, dar poate n-are cuvinte suficiente să spună. Chiar dacă ei, ca părinți, îl cunosc foarte bine, sunt și lucruri pe care știm foarte bine că nevăzute. Exact, nu le spunem niciodată sau poate nu le exteriorizăm într-o manieră în care să fim înțeleși și atunci ei vor vedea cum să se raporteze. Concret, acea fișă a postului pe care ei o așteaptă ca părinți și manualul de utilizare al copilului, chiar acolo se și află, cum spunem noi, cartea tehnică, să știm cum anume să ne raportăm la el, chiar acolo se află în potențialul lui nativ. Și știm ce anume avem de făcut, dacă studiem puțin și asta și facem la curs, care sunt cerințele acestei etape. Până la urmă, fiecare etapă de dezvoltare din viața copilului vine cu niște cerințe și nouă, ca părinți, ne este ușor să știm ce anume are nevoie copilul dacă știm care este obiectivul acestei etape, ce anume el are de însușit ca să treacă cu bine de perioadă, ce deprinde, ce abilități, ce competențe are el de a obținut, de achiziționat, ca să devină adultul echilibrat, presupun că orice părinte își dorește. Exact. În cele din urmă, acest adolescent va deveni un viitor adult și ne dorim cu toții să fie viitori adulți care... Exact, este o contradicție, pentru că dacă te gândești ca părinte, îți dorești un copil ascultător și cu minte, numai că un copil ascultător și cu minte devine un adult obedient și ajungem în... Oiță! În ipostaza în care ne dăm seama că ceea ce ne dorim când el este mic nu este, de fapt, nu-i susține dezvoltarea pe mai târziu. Dacă ne dorim un adult care să aibă propria voce, trebuie să-i oferim ocazia ca acum în adolescență să-și spună părerea, să-și spună punctul de vedere,
să negociem, pentru că este o parte din schimbare, cum spuneai și tu, părintele trebuie să învețe să negocieze, nu mai poate să spună fă asta pentru că așa spun eu, pentru că așa știu eu că e mai bine pentru tine. El trebuie să învețe câteva lucruri și negocierea și să mai lase de la el fac parte din această etapă de schimbare pentru părinte, pentru că toate răspunsurile sunt la părinte. Nu putem să ne bazăm pe adolescent că va avea maturitatea să facă o astfel de... să treacă cu bine peste perioada aceasta. Mie negocierea mi se pare un act de maturitate, adică în momentul ca părinte negociezi, discuți, comunici, colaborezi și nu te duci și dai ordine și zberi în stânga și în dreapta, adică asta este negocierea, un act de maturitate. Provocarea părintelui este că până atunci a funcționat să-i spună copilului ce să facă și acesta a fost mai ușor. Coopera. Exact, acesta chiar coopera, de cele mai multe ori coopera. Acum este o perioadă în care el își capătă propria identitate, vrea să aibă vocea lui și uneori îl contrazice pe părinte doar pentru a testa să vadă cât de ferm este părintele, pentru a vedea dacă părintele într-adevăr își pierde cumpătul sau nu. Este un test de maturitate, de fapt, pentru noi ca părinți, pentru că adolescenții uneori ne provoacă, tocmai pentru a vedea dacă noi reușim să ne menținem calmul și să fim un model de maturitate pentru ei, pentru că atunci când noi le cerem nu te enerva, el o să ne replice, dar fac exact ce ai făcut și tu, țip și eu pentru că țip și tu, fac și eu asta pentru că așa ai făcut și tu. Și atunci este important să conștientizăm că ei ne au ca modele și de la noi ei într-adevăr învață cum să relaționeze cu toți ceilalți din lumea mare. Corect. Plus că avem deja o experiență, tu deja ai o experiență mai mare, dar ideea aceasta de proiect de educație prin proiectul educațional, o nouă legătură dascăl-elev, unde vedem iarăși și necesitatea acestui curs este una foarte mare pentru că am primit tot felul de solicitări, dar noi părinții când anume vom putea și noi să înțelegem, să cunoaștem cum să lucrăm cu copiii. De aceea vin cu întrebarea, Adriana, necesită părintele să aibă copilul deja adolescent sau pur și simplu, nu știu, poate ai un copilaș de un an și deja vrei să înțelegi cam cum stau lucrurile. Da, este să ne pregătim din timp, pentru că altfel ne vom simți copleșiți de toate schimbările, exact cum ai zis și tu, pe care un părinte de adolescent este nevoit să le facă. Schimbările sunt procese, durează și părintele de adolescent nu are timpul acesta la dispoziție, de aceea este bine să se apuce din timp să se pregătească. Cum spuneam și dădeam exemplu de un proiect pe care îl avem din punct de vedere profesional, nu ne apucăm exact în momentul în care trebuie să predăm proiectul, nu ne apucăm atunci să-l facem, ci ne pregătim din timp și vedem ce resurse avem, ce anume avem de făcut și care sunt obiectivele proiectului. De aceea mi se pare util să-și schițeze oarecum viitoarea dezvoltare a copilului încă din timp, pentru că vor avea răgazul necesar să acumuleze cunoașterea, dar să-și o aplice, pentru că este dificil să aplici când, de fapt, în casa ta există deja conflicte și tu încă înveți ce anume să faci. Este bine și așa, mai bine mai târziu decât deloc, dar din timp este ideal. Da, plus că sub imperiul impulsului, să zic așa, stresului, că te cerți, că ai și munca, că ai și aia și aia și aia, nu te mai poți concentra atât de bine ca atunci când te pregătești efectiv. Reacționezi ca părinte în loc să acționezi, într-adevăr. Da. În primul rând, pentru că relaționează foarte târziu cu copiii atunci când se văd acasă de la serviciu și este clar că a intervenit deja oboseala, stresul acumulat de peste zi în relațiile poate cu colegii și cu ce au avut de făcut. Și pe fondul unei oboseli și al unui stres deja acumulat, copilul vine să te provoace și sunt provocări mari, într-adevăr, și e mult mai bine să știi când anume să nu vorbești. Să te apuci de treabă. Și să te apuci de treabă într-un fel. Exact. Să nu reacționezi, ci să știi cum anume să procedezi în situațiile cu potențial de conflict. Ele nu escaladează dacă știm cum anume să ne comportăm ca părinți. Gestionarea, practic, relației părinte-copil până la urmă, părinte-adolescent, este esențială. Cu cât știi să o gestionezi mai bine, cu atât nu ajungi în situații critice sau în situații de limite. Bine, într-adevăr, și cel mai bine o gestionezi în momentul în care știi cum reacționezi tu ca părinte, în diverse contexte,
Și știi cum reacționează copilul tău, îl cunoști foarte bine și știi ce anume să-i ceri, când, cum să-i ceri, pentru că știm foarte bine, exact, pentru că știm foarte bine, contează foarte mult nu doar ce îi cerem, ci cum. Mai degrabă contează mai mult cum îi cerem, care este tonul, care sunt cuvintele. Este o perioadă în care suntem și noi sensibili ca părinți și copleșiți, dar și ei. Numai că responsabilitatea o avem noi. Nu putem să le cerem lor să fie adulți maturi din relație, pentru că aceștia suntem noi ca părinți. Eu îndrăznesc să spun că oricum, chiar dacă cei care vor veni poate doar își plănuiesc să aibă copii sau deja au un copilaj de un an, doi, oricum până în partea aceasta de adolescent, deja vor ști, cunoscând informațiile și partea de numerologie, vor ști doar ce să facă, nu de când sunt adolescenți, practic din momentul următor, nici măcar de mâine. Cunoscând cum anume funcționează copilul în interior, cunoscând cu ce rol social îi se cere copilului, nu mai contează vârsta. Chiar dacă cursul este canalizat pe adolescent, multe informații sunt utile și în viața de zi cu zi, indiferent de vârstă. Adică îndrăznesc să zic acest lucru pentru că cunosc. Asta, exact, așa și este, pentru că de fapt în primii 7 ani și psihologic în primii 9 ani, copilul deja se formează, tot ce urmează în etapa următoare, adică etapa de 9-18 ani pe care o vom aborda în detaliu, nu face decât să clădească, să pună încă un strat pe ceea ce deja s-a format. Să întărească, da. Exact, dacă sunt anumite lucruri care nu au fost bine gestionate, este cu atât mai bine ca părintele să știe, ca să remedieze din timp și să acopere și să zăbovească puțin asupra acelor lucruri care s-au întâmplat într-un mod întâmplător. De asta că cerințele sunt foarte clare, dacă noi nu știm, lucrurile se vor întâmpla, dar nu știm care este rezultatul și atunci este mai bine să avem cunoașterea aceasta. Da, de asta zic că indiferent de vârsta copilului, poate chiar unii o să ziceți, ok, da, copilul meu are peste 18 ani. Nu e niciodată târziu să afli anumite lucruri, chiar copilul dacă accentul pică acolo. Noi, în calitate de părinți, nu ne vom pierde niciodată copiii decât în momentul în care nu vom mai fi. Relația noastră cu copiii noștri deveniți adulți va continua, bineînțeles, chiar și după perioada adolescenței. De fapt, acela este momentul pe care părinții îl așteaptă cumva ca să scape de presiunea acestei perioade dificile de adolescență. O să crească, o să-și dea seama cât de greu este și lui ca părinte, numai că până atunci deseori relația se rupe și vedem foarte mulți în ziua de astăzi, foarte mulți adulți care își lucrează propria durere în relație cu părinții, cu proprii părinți, și conștientizează cu regret că au predat mai departe copiilor anumite răni și anumite lucruri pe care ei nu le-au rezolvat din timp. Au devenit părinți cu un bagaj emoțional care nu-i ajută în relația cu proprii copii. Și atunci se și spune, dacă vrei să fii un părinte bun, trebuie să fii o mamă fericită în primul rând, adică tu să ai o relație bună cu tine și cu... chiar și cu părinții tăi, să fii rezolvat deja în proporție destul de mare propriile probleme, pentru că inevitabil ele apar în relația cu copilul tău. Se repetă, exact. Mă gândeam acum când spuneai, știi că era la un moment dat un proiect copii care au copii. Ei, nu în sensul de vârstă, dar nevindecarea anumitor răni noi ca părinți, ca maturi, ne trezim în situația de a fi copii cu copii, chiar dacă vârsta din buletin arată cu totul altceva. Exact, ne trezim ca părinți că avem reacții de copil. Chiar corect. Avem reacții de copil. În momentul în care ne pierdem cu firea în fața adolescentului nostru, noi de fapt nu mai suntem părinți, nu mai suntem adulți, ci suntem în papucii de copil care și-a pierdut cumpătul, care s-a speriat sau care nu știe cum să reacționeze, să gestioneze situația. Și copiii noștri văd asta și simt că nu pot pune bază în ceea ce spunem noi și nu pot pune bază pe noi ca părinți. Și atunci își pierd... Văd copilul din noi, practic. Exact. Văd copilul, adică... Reper, da, exact. Pot să te relaționezi cu un copil cu un copil? Nu, ca între copii. Ne certăm, ne împărțim jucăriile și plecăm acasă când ne convine.
Și deseori asta se și întâmplă în spatele acelei întrebări, ce știi tu, mama, despre asta? Ce poți tu să mă înveți? Tocmai pentru că uneori vede că reacțiile noastre ca părinți nu sunt tocmai potrivite și nu sunt reacții de maturi. Adulți suntem cu toții, dar maturi mai puțin. Exact. De multe ori copiii dau dovadă de mai multă maturitate decât părinții, chiar dacă acest lucru doare. Da, da. Cred că toți am trecut mai devreme sau mai târziu pe acolo, mai mult sau mai puțin. Acum contează cantitatea, într-adevăr, și măsura, cum zice Anatol, dar măcar o dată în viață am fost pe acolo. Și le este ușor părinților să se conecteze din nou cu adolescenților doar întrebându-se ce am avut eu nevoie în adolescență și nu am primit de la părinții mei. Pentru că dacă îți pui întrebarea asta, ajungi la nevoile universale pe care le avem cu toții, de a fi înțeles exact așa cum ești, de a fi acceptat așa cum ești, de a nu fi etichetat și catalogat ca fiind rebel sau neascultător sau obraznic sau în fel și chip. Și atunci, dacă ne gândim că noi nu am primit, ne va fi foarte ușor măcar să vedem cum anume să ne apropiem de adolescenții noștri. Cu siguranță, foarte puțin dintre noi am avut părinții ideali, prezenți în viața noastră, implicați, care să aibă cunoaștere de așa manieră încât într-adevăr să relaționeze bine cu noi. Și atunci, chiar și din această lipsă, mie ce mi-a lipsit? Să vorbească cineva cu mine, să mă asculte, să mă înțeleagă, să nu mă critique, să nu mă judece. Dacă pornim de la asta, deja jumătate din relație este reparată cu adolescentul. Vor înțelege și pe lângă aspectul, ok, îmi înțeleg copilul, în urma cursului, adulții vor rămâne cu ceva în afară despre informațiile despre copii, adică acea parte numerologică. Se vor înțelege pe ei mai întâi. Se vor înțelege pe ei pentru că va fi o comparație între felul tău ca părinte, între modul în care comunici tu din structura ta interioară și felul în care ai așteptări ca ceilalți să-ți răspundă și felul în care este construit copilul. Și atunci, văzând cum sunt ei, vor vedea care să fie cea mai bună metodă de a relaționa, pentru că mă pot aștepta ca cineva să-mi răspundă într-un anumit fel, dar el îmi răspunde conform propriei structuri și asta o vedem în matriță și în ceea ce vom discuta și din punct de vedere psihologic, pentru că știm că noi așteptăm cam conform nevoilor noastre, numai că ei sunt diferiți de noi și ne vor da ceea ce așteaptă ei. Exact, de aceea am și pus această întrebare, pentru că poate unii părinți sau unii care ne vor asculta o să zic ok, mă duc acolo să-mi predea noțiuni teoretice, poate ceva practice despre cum anume funcționează adolescenții. Nu. Adică nu doar asta, în sensul ăsta, da? Vă uite aici, adolescentul ăsta face așa, ăla face așa, ăla face așa, ci vom vorbi... Exact. Și latura practică și utilă constă și în faptul că fiecare modul va fi însoțit de un caiet care va fi o sinteză a celor prezentate în întâlnirea respectivă, astfel încât părintele să aibă clar ce anume a punctat și cum să aplice mai târziu, iar la final fiecare participant are opțiunea de a beneficia de o întâlnire bonus pentru a vedea cum poate să aplice și care este acea dificultate în relația cu adolescentul pe care vrea să o facă prioritară. Pentru că părinții au anumite probleme în relația cu adolescentul. Asta o vom vedea după ce ei aplică... Particularitățile, practic. Exact. La nivel general sunt anumite dificultăți, însă la nivel particular părinții se confruntă cu diverse probleme în relația cu copiilor și atunci vom vedea în această ședință privată pe care o voi avea cu fiecare participant cam ce își dorește în relația cu adolescentul să puncteze și ce dorește să îmbunătățească, pentru că așa în mare va obține informațiile, dar punctat pe ceva, el va dori cu siguranță să lucreze mai mult, să devină prioritate în relația cu copilul. Deci, practic, există și un bonus pe lângă cele 5 întâlniri există în care... Pentru că îmi doresc să văd cum anume este aplicată informația de la curs și care sunt dificultățile pe care părintele le întâmpină în aplicarea acestei informații. Asta exact te îmbunătățește și pe tine în ceea ce faci, practic, primind feedback-ul din teren, ca să zic așa. Bineînțeles, și pentru că știu că întotdeauna noi ca adulți plecăm entuziasmați de la un curs,
pentru că avem senzația că știm foarte bine, că am înțeles foarte bine și în momentul în care suntem puși în situația să aplicăm, nu mai simțim atâta siguranță și încredere. Exact. Și atunci aceasta este motivația. Motivația și da, și cauza pentru care eu doresc să văd cum anume aplică, pentru a vedea într-adevăr dacă informațiile rămân la nivel de teorie sau chiar sunt aplicate. Super, foarte, foarte tare. Deci, practic, nu găsim niciun motiv pentru care să nu venim la ateliere. Este important să participe la toate 5 atelierele, acum partea asta așa organizatorică, în câteva minute. Este foarte important. Au legătură. Însă, în momentul în care, dacă nu pot participa live, vor avea acces la înregistrare și atunci pot recupera. Asta este foarte important pentru că informațiile se leagă, astfel încât la final el să aibă o perspectivă de ansamblu asupra relației cu copilul și ele chiar au sens, pornesc una din cealaltă și se continuă pentru a ajunge la un cumul, la un total. Corect, corect. Practic se completează, sunt capitole în completare, exact. Să zicem așa. Exact. Din ce am înțeles eu, vor fi practic, uite, cei din 21, după întâlnirea din 21, vor avea acces timp de o săptămână și la înregistrare, până pe 28, exact, când e următoarea întâlnire. Sunt mulți care nu pot participa chiar în momentul respectiv. În aceea și atunci este important ca ei să aibă timp să recupereze informația și la următoarea întâlnire să aibă temele făcute. E foarte important de menționat. Și noi ca părinți avem de făcut teme pentru că ne dorim ca, așa cum îi cerem adolescentului să-și facă propriile teme, și noi avem temele noastre care sunt cel puțin la fel de importante ca ale lui, dacă ne dorim ca relația cu el să fie una echilibrată. Super! Deci, dragi părinți, nu mai aveți nicio scuză de data aceasta să ziceți, știți, eu nu pot în 21 la ora 19, că eu nu pot în 28, că stai să vezi că nu știu ce și nu știu cum. Faptul că există acces la această înregistrare timp de o săptămână după fiecare modul în care să poți să reiei, deci chiar nu este nicio scuză decât să nu vrei efectiv să lucrezi și să descoperi mai multe, dar asta ar durea un picuț așa pentru unii. Dar poate dacă doare, cum zice Anatol, cineva face ceva. O schimbare, da. Trebuie să doare suficient de tare încât să fie dornici de schimbare, pentru că și schimbarea doare. Apropo de ideea aceasta de durere, în încheiere, așa, spune-le ceva care să-i doară suficient de mult încât să înceapă să vină la un astfel de curs, dacă nu la acesta, poate la un următorul, dar acum este o oportunitate, astfel încât să-i mobilizăm să facă ceva pentru ei, în primul rând, nu pentru noi. Ceva care doare foarte tare pentru părinți este că de la ei pleacă relația conflictuală cu copiii, pentru că majoritatea părinților spun, am o problemă cu copilul meu, copilul meu are ceva, nu mă înțeleg cu el, numai că uită să se uite în trecutul lor, deseori nu au fost prezenți în relația cu copilul, acum el a devenit adolescent și această perioadă este într-adevăr una provocatoare, însă au sentimentul că pot rezolva dintr-o dată ceea ce ani de zile au neglijat. Și asta doare foarte tare pentru că, de fapt, un părinte care a fost prezent în relația cu copilul lui are foarte puține lucruri de schimbat. Există acea legătură care s-a păstrat, acea conexiune care s-a păstrat între copil și părinte. Dar dacă el nu a gestionat bine relația, dacă nu și-a respectat copilul, pentru că și aici oamenii înțeleg lucruri diferite prin noțiunea de respect. Dacă ei au avut așteptarea ca copilul doar să execute și nu le-au respectat sau copilul a văzut un model nepotrivit în familie, acum, cu siguranță că el nu face decât să manifeste, este oglinda părintelui. În momentul în care copilul, adolescentul, se manifestă nepotrivit, acolo semnalul de alarmă este pentru părinte. Ceva nu a mers bine, ceva a fost făcut greșit. Și din punct de vedere și al părintelui de adolescent, eu zic că asta doare cel mai tare, să privești în urmă și să realizezi că undeva nu ai fost părintele de care copilul tău ar fi avut nevoie și acum ți se întorc lucrurile exact... Rezultatele. Rezultatele, roadele, da, asta doare.
Pe unii doare atât de tare încât să se deprime și să renunțe efectiv, să dea drumul la relație și acolo se rupe legătura cu adolescentul. Dar asta nu este o soluție. Nu este o soluție, este doar o stare de neputință pe care nu o pot gestiona și o stare de inerție, că lucrurile se vor rezolva în momentul în care copilul va crește și va deveni și el adult. Numai că relația, dacă s-a rupt, rămâne ruptă. Este responsabilitatea părintelui să o reînnoade și va fi foarte greu, pentru că copilul care devine adult va avea și foarte multe reproșuri după aceea să-i facă și este o relație încărcată. De, în schimb, pe alții doare atât de tare încât să facă o schimbare încă din timp și cu adevărat să înțeleagă că se poate face ceva, chiar se poate face ceva și într-un timp relativ scurt. Copiii văd imediat momentul în care părintele s-a schimbat și remarcă și sunt încântați de faptul că părintele este dispus să învețe ceva astfel încât să gestioneze mai bine relația cu ei. Sunt chiar măguliți și le crește pur și simplu, le crește încrederea în ei ca persoane. Dacă părintele meu este capabil să învețe ceva, se duce la școală ca să învețe cum să vorbească cu mine, înseamnă că relația noastră este foarte importantă. Și asta e tot ce este de știut pentru un adolescent, că relația cu părintele este foarte importantă. Eu îți mulțumesc, Adriana. Noi spunem că ne-am atins obiectivul de astăzi, acela de a stârni curiozitatea, interesul, dar în același timp de a răspunde la întrebări precum la ce îmi folosește acest curs. Eu am să merg un picuț mai departe, așa ca încheiere, să spun ceva și mai dureros. Eșecul copilului tău sau rezultatul nedorit al copilului tău este eșecul tău ca părinte. Eu am să fiu așa mai aspră. Poate doare mai tare și nu de alta să facă ceva, pentru că în momentul în care ne mobilizăm să facem ceva, pe lângă faptul că vom avea un viitor adult responsabil, funcțional din toate punctele de vedere, vom avea o societate care va avea alte principii mult mai sănătoase și noi ca oameni vom fi mult mai sănătoși din toate perspectivele. Într-adevăr. Important este să fie echilibrat și să-și găsească rostul în lume. Așa e tot ce contează pentru un adolescent și un viitor adult. Să-și găsească locul lui în lume și asta depinde de noi ca părinți. L-aș vedea ca pe un proiect de viață, să zic, cu rezultate nedorite. Nu știu dacă eșec, este exact cum ai zis, un feedback. I-am văzut să doară și să fie pe limbajul cum se raportează de multe ori părinții, că ăsta este cuvântul folosit. Legii cauză-efect, despre care o să vorbim și... Da. Dar am zis eșec pentru că mulți dintre noi se raportează la ideea de eșec și atunci am zis să fie așa, direct pe limbajul și să fie pe rana apăsat cât mai tare. Îți mulțumesc, Adriana. Da, astăzi m-am pus pe treabă. Am zis că nu, trebuie să-i trezim cumva. Chiar dacă doare, e și asta o metodă. Îți mulțumesc pentru timpul dedicat. Ne vedem pe 21. Cei cu din asociație în seara aceasta vor fi în atelier tot cu tine, da? Aceasta este o înregistrare pentru că se va difuza în această seară. Dar noi în același timp vom fi tot în lucru pe numerologie, în Asociația Numerologilor. Vă așteptăm cu drag dacă vreți să învățați lucruri fascinante și să descoperiți acest instrument numit numerologie. Mulțumesc că ați fost alături de noi și ne vedem și cu alte ocazii. O seară frumoasă!